Astăzi, pe serverul prietenei mele, Ana Banana, s-a adăugat poliție. Stați până la capăt și scrieți-ne în comentarii dacă credeți că este un lucru bun sau este ceva ce nu trebuie adăugat niciodată. Nu uitați să apăsați butonul și de like și vă subscribe ca să se și noi 200.000 de burgeri pe canal și să dați un follow pe Instagram ca să apăresc chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, mă aflu pe serverul anei și am intrat de urgență pentru că astăzi este o zi specială. Tocmai ce am terminat de vorbit cu prietenul nostru hackerul și mi-a spus să intru pe server pentru că s-a băgat un update. Și da, fraților, ați auzit bine un update pe serverul anei Ceva ce n-am mai văzut până acum, dar Cică a adăugat o chestie foarte, foarte mișto și a mai schimbat câteva chestii micuțe. Așa mi-a spus el, dar Cică mi-a lăsat și un mesaj. În primul rând, putem observa, uitați-vă și voi cât de -și mie chiar arată trotuarul ăsta. Deci asta l-am observat din prima și sunt curios ce vrea să zic aici ea, update la server. Deci ne-a lăsat el un mesaj aici să ne explice care este faza cu update-ul ăsta din nou. Hackerul n-a mai făcut chestia asta până acum, mi se pare puțin ciudat, dar haideți să vedem. Salutare Luca, am găsit o metodă ca nimeni să nu-ți mai fure din restaurant și să nu mai fie așa mult haos pe server. O să vezi, doar du-te lângă restaurantul tău în spatele casei Mariei. Baftă, hackerul. Bă, But efectiv nu mi-a spus nimic. Gen, eu mă așteptam să-mi explice și mie. Mamă, fii atent, frate, ce am făcut. Deci, efectiv nu mi-a mi zis nimic. Mi-a zis decât să mă duc acolo. Uh, ok, am înțeles, am înțeles. O să lăsăm asta aici. În spatele ca. Opa, stați așa, fraților. Ce e chestia aia? Uh, aia e o clădire nouă. Aia e o clădire nouă. Să fie cumva chestia aia la ce se referă el. Bă, cred că aia e sincer. Chiar cred că despre aia e vorba. Eu sunt curios, sincer, dacă a văzut Ana toată nebunia Eu tu pe Ana, direct, ieșea din casă. Ce zici, bă, Ana? Tu ai văzut ce au făcut ăștia trotuar aici? uite, bă, mare server ce avem. Ce asta? Ne-au pus trotuar, bă, Ana. Deci fii atentă, deci fii atentă, nu ești pregătită. Tu n-ai vorbit cu hackerul, nu ți-a nimic hackerul? Deci fii atentă aici. Hackerul mi-a spus că a făcut un update pe server. Tu ai mai auzit în viața ta așa ceva? Deci de când îl știu eu pe hackerul, niciodată nu ne-a făcut update gen să ne schimbe chestii la oraș sau așa. Și fii atentă, ne-a pus mare trotuar și arată mult mai jmecher, adică n-ai ce spune. Uite, te tu arătăm și noi la oraș acum. Nici nu știu ce să mai zic. Mamă, noi suntem așa fericiți la un trotuar, zici că n-am mai fost în viața noastră noi nu puteam să ne facem așa ceva. Și fii atentă că asta nu e tot. Deci am aflat, mi-a spus el că Cică bagă o chestie foarte, foarte tare ca să nu se mai fure din restaurant, pentru că tu ești un hoț și furi din restaurant. Uh, și da, eu fur, da, du-te bă de aici. Ce ce fur eu? Ia, arată-mi ce. Că ce că am împrumutat toată ex ul sau de două ori. Lasă vrăjeala, vezi asta, lasă-mă mă cu ex ul tău. Ți-l fur și acum, dacă mă enervezi, l-ai furat de 20 de ori. Ia, mă, gata. Și a zis că Cică să nu mai fie haos pe server și nu știu ce. Și fii atentă că Cică s-a băgat o chestie undeva pe lângă casa Mariei și am nevoie să vii cu mine să investigăm. Adică n-am nevoie să vii cu mine, dar hai să vii cu mine să vedem care este faza, că sunt foarte curios și uite, dacă te uiți acolo se vede o clădire. Tu vezi? E o clădire albastră acolo și s-a băgat, bă, uite ce frumos e. Bă, pe nu a făcut mare chestie, adică a pus doar un trotuar și niște copaci, dar chiar arată mult mai bine serverul sincer, deci chiar arată foarte, foarte mișto. Săracul cu Mario Sica. Lasă-l mă pe Mariusica Ce treabă are Mariusica, Uite ce mișto are casa. Nu are trotuar spre casă. Lasă că îi vorbim cu hackerul, îi facem noi trotuar. Să vorbim cu Gigel constructorul. Bă, mamă, și pe Gigel puteam să-l băgăm să facă trotuar. Dar uite, nu m-am gândit. Mă rog, nu contează. Hai să vedem care este fața cu clădirea aia, că eu chiar sunt curios rău de tot. Băi, ești nebun la cap. Ana, tu vezi ce văd și eu? Băi, e mare secție de poliție aici. Păi de ce avem poliție? De, de când avem poliție pe, pe server? E, mi se pare și ciudat. Cum adică tare? E, e ciudat, nu? Nu -ți se pare puțin ciudat avem poliție pe server? Adică bine, e, e tare că nu o să mai pot să mai fur din restaurant acum și nu o să mai fie furt pe server, dar cine poliția? Care e faza? Adică stai, nu, nu e tare. A, ai văzut că nu mai pot să mai furi acum, Aia e poliția. Că nu am bani de amenzi. Mamă, crezi că o să fie cu amenzi și da mă? Nu cred, dar adică nu știu ce să zic. Azi vedem care e faza, deci poliția. Wow, ok, ok, asta e nou. Uh, uh, uh bună ziua. Ana, cine e Lorena? Bună ziua. Care e faza? Noi suntem mai... Nu prea înțelegem prea multe. Ce se întâmplă aici? Ce frumoasă sunteți? Da, sunteți o polițistă care păreți de încredere. Ce se întâmplă mai exact cu secția asta de poliție? Că noi tocmai ce am intrat pe server, gen. Bună ziua. Momentan singurul nostru polițist este ofițer Mariusica. O să-l chem să vă ajute cu orice problemă aveți. Mă, ce? ofițer... Ana, tu ai auzit ce am auzit și eu? Ofițer Mariusica. Luca Spade. What? Doamne, ferește, mă, ce se întâmplă, spate? Bă, bă mă, că tu de cât timp erai acolo? Eu sunt poliția de pe Doamne, ferește. A, ok, ok. Deci trebuia să mă aștept să fie gen un update din ăsta. Era prea frumos să fie adevărat, sincer. Trebuia să fie o chestie de genul. Doamne, e clar, dacă el e polițist, se duce de râpă orașul. Mă, mă, că tu cum ai ajuns, mă, polițist? Zi și mi așa, ca idee, gen, de unde până unde te-a pus pe tine polițise, nu contează? Doamne, și cine e asta? Patrocle? Mă, tu ai câine de poliție? Doamne, ferește, acum avem doi câini pe server, dar normal ce rasă, e? Păi e rasa polițist nu-l vezi că e polițist, e câine din ăla de miroase tot și sare pe tine și te mușcă și chestii, bă, șmecher mă Mariusica, dar cu... din nou, cum ai ajuns tu mai exact polițist? Vrei să-ți zic prima regulă de pe server uh, sunt reguli acum pe, ok, știi ceva da, are sens că e poliția și, ok ce, ce reguli? Prima regulă e să primească Ana 20 de diamante în fiecare zi da, cred că e o regulă destul de proastă asta uh, ok, Mariusica, cine a făcut regulile astea mai exact, dacă nu te superi uh, Fără furturi Ok, mi se pare o regulă destul de bună Tu ai făcut regulile astea sau ți-a zis hackerul să le pui sau Ok, fără furturi, bine Deci Ana, tu acum trebuie să-mi plătești de fiecare dată când vii la restaurant să nu mai furi Mai am încă una Ok, încă o regulă Bă, prima sună ok, adică n-am nimic de zis împotrivă Chiar nu mai vreau să mi se mai fure chestii Trebuie să ai obligatoriu ceapă la tine mereu Doamne ferește, ok, știi ceva, am aflat cine a făcut regulile astea Ok, Mariusica, mi se pare o regulă destul de ciudată asta. Poți măcar să ne dai tu ceapă dacă vreți o gogoașă. Da, merge, merge și o gogoașă, sigur, sigur. Uh, da, și asta e secția ta. Adică vrei să spui că toată secția asta e a ta și gen e, e, numai pentru tine că numai tu ești polițist, da? Și po pot să fiu și eu polițist, gen dacă vreau, po pot să mă înscriu și eu gen să nu. A, ah, ok, acum nu. Ok, ok, am înțeles, nu recrutăm. Deci singurul polițist de pe server e Marius. Uh, nu, nu, am făcut nimic, nu am făcut nimic greșit. Nu, nu, nu trebuie să să la. Bă, Mariusica, Mariusica, calmează-te un pic, te rog eu. Deci trebuie. trebuie trebuie să te calmezi, ok? Uh, da, ok, scuze, nenea <laughs> Da, deci, uh, da, e un update interesant Eu cred că o să mă duc acasă Acum l-ai pus pe patrocle, pana Mamă, a fugit Ana că l-a văzut pe patrocle De a rupt pământul Ok, m-a desit că mă duc să-mi iau o ceapă la mine Ca să nu-mi dai amendă O să, o să existe amenzi pe server Gen, a, asta e întrebarea mea O să existe gen să dai amendă Cât costă o amendă, spune și tu, nu știu, vedem A, uite, mă, nu, nu există, mă, Ana, amenzi Gata, taci, taci, taci din gură, nu există amenzi Nu, nu poți să fur, nu, nu poți să fur Momentan nu, deci auzi nu există amenzi Și da stai așa ce se întâmplă dacă furăm totuși Adică dacă regula e să nu furăm Depinde câte reguli spargeți Ok și ai zis că regula e să nu furăm Și dacă furăm gen ce se întâmplă Pușcărie Ce pușcărie mă nu cred așa ceva Cum adică pușcărie nu spune că ai și pușcărie aici Refuz Deci refuz așa ceva Mariusică ai, pu ai pușcărie aici Tu nu spune Deci nu pot să cred Uh, Mariusica, gen, oh my god, chiar la... Nu, 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 nu vreau să intru acolo Nu, nu, nu vreau să intru acolo, duceți-vă voi Hai, salut, hai, pa Ok, poate sunt puțin curios, poate sunt puțin, puțin curios Mamă, cum arată celulele Vezi că arată celulele astea mai bine Ia stai, mana, acolo, că stă bine acolo Arată mai bine ca casa Anei, celula asta, ești nebun Astea, astea sunt celule Păi, arată mai bine ca la Ana acasă, ești nebun Mama Ana, la tine e upgrade dacă, dacă vii aici în celul Bă, ce da mă, eu te-l pe asta, ce are, mă, baston la el? Tu, bă, Mariusica, lasă bastonul la te rog eu mult. Uh, Ana, la tine e upgrade. Deci dacă te duci într-o celulă din asta, pe bune, uite. Ia du-te acolo să vedem cum ți-ar sta așa un pic. Intră să testezi celula. Deci arată mai bine ca și casa ta, pe bune. Chiar e upgrade la tine. Ok. Mariusica că cred că nu mai vreau să stau la celulă aici, că mie că poate, dar ce e înăuntru? Păi du-te și vezi, du-te mă Ana să vezi cum e într-o celulă, pe bune, să văd așa, să-mi fac și o idee, să văd cum cum într-o într-o din asta. Du-te, du-te așa. Du-te și tu testează de asta afară. Gata, 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 am afară. Hai, deschide-ne ușa să ieșim afară. Ana, treci cu ace... Mamă, uh! am, era să o închid. Eram așa aproape. Ok, gata, Mario, zic că îmi pare rău. Hai, gata, ieșim afară, scuze, scuze. Apropo, fraților, dacă vreți să susțineți seria și vă place foarte mult de mine sau de Ana Banana sau de amândoi, puteți să cumpărați un tricou cu Luca Luc și cu Ana Banana sau un tricou cu burger de pe lucaluc.ro. Avem trei modele foarte șmechere și o să scoatem și al patrulea model foarte, foarte curând. Și pe lângă tricou găsiți și șepci, ghiozdane și multe, multe alte chestii, așa că primul link în descriere dacă vreți să vă uitați și voi să vedeți care este faza. Hai să ne întoarcem la clip. Bă, interesantă chestia asta cu poliția, dar n-aveam cum să nu vin și eu la burgerie să fac aici niște burgeri. Da, interesant, rău. Bă, bă, tu ce cauți aici? Vorbeam și eu singura, Ana. Vreau și eu un meniu vegetarian. Stai, mă, că avem și eu niște carne pe foc aici. Mă rog, ok, pot să ți-l fac imediat. Stai puțin. Stai două secunde să facă carnea asta. O, o să te coste 3 diamante meniu. Vrei și vrei și suc la el, nu? Dacă vrei și suc 4 diamante. Ok, pentru tine pentru că ai mai furat înainte și stai așa să văd unde am. Ah, uite pe aici. Deci vrei meniu vegetarian. Plătesc după -i ok, nu, no, nu, no, nu, no, nu no se mai face așa, îmi pare rău, nu se mai plătește după, deci nu-ți mai dau niciun meniu dacă facem de astea. Cum nu? Păi, bă, du-te de aici, că mai furat dată. crezi că s-a întâlnit hoțul cu prostul, pleacă mă, Iau te mă, ce, nu plătești cu bani. Iau de l pe ăsta, bă, 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 stai mă așa, Mariusica, Mariusica, calmează-te, bă, un pic. Tu, om omneferi... bă, bă, ce se întâmplă, bă? E burgă. Bă, e interesantă chestia asta cu poliția, dar n-aveam cum să nu vin și eu la burgerie să fac aici niște burgeri, da, interesant, rău. Bă, bă, tu ce cauți aici? Vorbeam și eu singura, Ana, vreau și eu un meniu vegetarian. Stai mă, ca avem și eu niște carne pe foc aici. Mă, rog, ok, pot să ți-l fac imediat. Stai puțin. Stai două secunde să se facă carnea asta. O, o să te coste 3 diamante meniu. Vrei și vrei și suc la el, nu? Dacă vrei și suc 4 diamante. Ok, pentru tine pentru că ai mai furat înainte și stai așa să văd unde am. A, uite pe aici. Deci vrei meniu vegetarian. Plătesc după e ok. Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, se mai face așa. Îmi pare rău, nu se mai plătește după. Deci nu ți mai dau niciun meniu dacă facem de astea. Cum nu? Păi, bă, du-te de aici că mai furat odată. Cred că s-a hoțul cu prostul. Pleacă mă. Ia te mă, ce nu plătești cu bani. Ia uite l ăsta, bă. Bă, 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 stai mă așa, Mariusica, Mariusica, calmează-te, bă, un pic. Tu, om, feri. Bă, bă, ce se întâmplă, bă? E burgeria de nebuni. Bă, ia, ia afară toată lumea. Hai, vă rog eu frumos afară, gata. Nu vă mai fac niciun burger la nimeni. Inspecție? Tu, om, ce inspecție, bă, Mariusica? Are gândaci, uite-te, n-am bă niciun gândac. E complet sănătos la noi la restaurant. Ce vrei, bă, Mariusica? Ce, ce inspecție vrei? Aveți și apă la voi? Da, Mariusica, eu, eu am ținut. Bă, 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 stai -mă așa. Bine, de fapt, intră, da, intră, uite, poți să verifici. Nu avem avem gândaci și bucătărie și uite ceapa, vezi? Uite, am ceapă la mine, ca să nu spun Eu chiar ți-am luat în serios regula cu ceapa și am ținut și ceapă la mine, poftim. Ana, ia treci în cu ia arată ceapa lui Mariusica. Bă, 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 vino mă în coace înapoi. Mariusica, ia vezi că fuge, vezi că fuge. A Ana, treci înapoi că te cheamă Mariusica, ia. Ia, uite ce ține pistolul Mariusica. Bă, Ana, scoate bă ceapa, unde e ceapa? Ai ceapa? Ia. ia. vezi că e regula numărul 2 din două reguli, gen. Am treabă, eu trebuie să. Bă, 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 nu se poate. Amendă, Mariusica, te rog eu mult, amendă, n-are ceapă. Alo, pe ce? Și vezi că a încercat să mă fure, deci mi-a zis că, fii mi-a zis că vrea să plătească după 100 de diamante amendă. Ai baftă, baftă, Ana cu 100 de diamante. Mamă, ce place. Taci look, te rog că nu am bani. <laughs> Bă, Ana, hai scoate diamantele, lasă vrăjea la 100 de diamante amendă dacă, dacă vrei să furi, a încercat să fure iar din restaurant, deci a încercat să fure Bine, ai avertizment? Nu, bă, nu avertizment acum, bă, bă, Mariusica, deci, deci era să încalce ambele reguli Deci n-avea nici ceapă și efectiv a încercat să mă fure Deci a încercat efectiv să minte, nu, nu, deci mi-a zis că îmi dă banii după, pe, pe bune, a zis că îmi dă banii după Și ultima oară când a făcut așa m-a furat, hai la pușcărie, hai pleacă de aici, a vrut să-mi dea Nu am vrut să-ți dau nicio mâncare expirată. Deci, luc, mă minte, nu te minte. Tu bă. Doamne, ferește, bă, bă, Mariusică. Hai, lăsați-mă că m-ați nebunit de cap. Bă, dar atunci ce polițist bă, 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 Mariusica. Doamne, am plecat. Bine, pa, Mariusică. Hai, salut, doamne. Ai auzit, Ana, deci să porți ceapă la tine, că o să-ți ia menzi. Haha, n-are ceapă la ea. Hai, pleacă de aici. Deci nu-ți dau nicio mâncare și vezi că te raportez ca furt. Ia uite, ce, ai luat ceva de acolo. Uh, Mariusică, poliția, bă, pleacă, pleacă de aici, nu fura. Bă, 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 a furat ceva. Mariusica mi-a furat din. Bă, nu ai ceapă. O am la mine. Cum adică. Ia, ia scoate inventarul, meu, ai furat ceva. Bă, bă, alo, alo, cușul meu, bă, 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 a, domnul polițist, nu vă supărați. Ce faceți, gen pe mașina mea de tuns iarba la mine în curte? Dacă nu vă supărați, gen asta e legal, că parcă aveam niște reguli. Tund iarba, păi nu, n-aveți voie la mine pe proprietate, nu? Așa mi se pare corect, dar nu mai contează. Veniți în coace că vreau să raportez un furt. Deci a zis că regula numărul 1 și cea mai importantă e furtul, Dacă Că n-avem voie să furăm. Ia veniți în coace să vedeți ce a făcut uh, prietena mea, Ana. Veni, veniți după mine, că mi-a -mi furat niște mâncare din restaurant si și mi-a furat un coș de gunoi. Efectiv, mi-a furat un coș de gunoi. Deci, dacă asta nu e furt, nu știu ce mai e furt, efectiv. Nu pot să cred, hai că o rezolvăm acum. Păi, hai, vă rog frumos că nu se mai poate. A zis că nu se fură pe server și ia, ia o pana. Tu, ne mă, ce se întâmplă aici? Am venit cu poliția, na, ia. Vedeți, vedeți ce v-am spus, uitați gunoiul meu. Gunoiul meu uh, galben de la restaurant, ia uitați, ce, 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 ai făcut, Ana, aici, ia uite. Bă, tu l-ai pus, tu te bă de aici. Efectiv, gen, puteți verifica camerele de pe lângă restaurant să vedeți că a fugit cu el. Deci, nu fac nici o glumă. Uite te și tu nici măcar. Bă, deci vă rog frumos, deci rezolvați, dați o amendă puternică, băgați o la pușcărie, să, să, se facă dreptate, vă rog frumos. Ana, scuze, dar sunt nevoie să ți dau amendă de toate diamantele, mama e încurcat o Ana. Nu e scenare, nu am dute bă de aici. Deci se vede pe, pe, camerele de filmat efectiv, se vede pe camerele de filmat de lângă restaurant de la poliție, cred că puteți să vă uitați, să vedeți că a fugit cu coșul meu de gunoi de la restaurant. Deci aia e, e, proprietatea mea, gen. Eu te ce ce cu diamantele? Ți-am confiscat cele 52 de diamante Mamă, ce ți-a făcut? A, vezi, vezi, Ana, dacă furi Na, să te învezi minte, așa îmi place cu poliția pe server Luca, ai ceapă la tine? Am ceapă la mine, normal Tu ai ceapă? Ia întreabă, întreabă dacă are ceapă întreabă dacă are ceapă ai, ai ceapă, ai ceapă? Ia zi, Ana, ai ceapă? Ia, scoate ceapă dacă ai ceapă a? a? Ia, ia, hopa, n-are ceapă bă, a, Ia uite-o, bă, de unde -a scos, mă, ceapa? Are, mă, ceapă, are, n-ai ce zice Bine, mana, Ana, da, ia uite câtă ceapă are Ia, ți-a luat ceapă de toate diamante ce să-ți fac Ana, hai, pa! Oh my god, bă, 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 se mă așa, unde fugi al meu? Bă, 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 se mă așa, bă, alo! voi să ți-l pun înapoi? A, ah, ok, mersi, mersi, crea că-l și tu, adică era culmea să fure poliția pe serverul ăsta. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule agent Mariusica, nu, nu stați pe, pe mese, vă rog eu mult că mănâncă oamenii și știți cum e, e, e destul de nașpa, că după aia veniți și îmi dați amendă că e murdar pe aici. Dar, uh, da, vă mulțumesc foarte mult că ați făcut dreptate, chiar înseamnă foarte mult pentru mine. Și o să, o să port mereu ceapă la mine ca să nu dați amendă, da, eu sunt un cetățean exemplu, eu nu-mi calc în reguli, nu, nu există nimic de genul la mine, ok? Ce zici, Ana, acolo? Doamne, bă, ne spionează! Să mai zici dacă Ana mai face probleme, are voie să ne spioneze, vedeți că e după copacul ăla, am văzut-o acolo, după. Are voie, e, legal așa ceva, coban la pârnaie, ia, ia, după copacul ăla, ia, uite-o, e, după copac acolo. uitați acolo, uitați-o cum fuge, uitați-o cum fuge, tu, de Ai vă... ați văzut de ce efectiv ne, ne urmărește, domnul Marius, că aveți grijă că e un cetățean foarte, foarte ciudat, Ana Banana, vă zic eu. Deci chiar eu știu cel mai bine. Și eu știu că stau cu ea în casă. ah, ok. Bine, atunci vă mulțumesc încă o dată și o zi bună, cât mai bună. Vă mulțumim că hai că mă duc la datorie. Da, da, da. Mamă, îmi dai mie diamantele ei? Da, mulțumesc foarte mult. Așa mi se pare corect. 9 diamante să trăiți. Bă, așa poliție mi-a dat mie diamante, ești de bun. Da, mă, da, așa da. Ia uite Ana, ia vino cu ce să ți arăt. Auzi, astea sunt cumva unde mă, Ana? Mă, nu, unde e acasă. Ia uite, bă, aici era. Ia vezi Ana diamantele astea. Astea cumva diamantele tale. Ia uite ce am eu mână. Mi-a dat poliția. Mi-a da, diamantele tale. Ha, pleacă. Uite, uite, am diamantele tale. Ha, ha, De pe proprietatea mea pleacă, bă, de aici. Nu umbla. Bă, mi-a furat diamantul. Era diamantul meu, te dau la poliție. Hai, nu, nu se fură pe server. Dăm înapoi diamantul. So, de ce ți-am făcut? Ah, my god, bă, ce îmi place poliția asta. Deci, asta e cea mai bună chestie din lume. Că avem poliție pe server, ești de bun. n ce zice, se face dreptate, frate. Asta îmi place. Bă, deci abia m-am pus și un pot și se. Bă, ce, cine mă tot strigă? Doamne, ferește, bă, bă. Mariusica, deci dacă iar vi la control, am ceapa, uite, poftim, am ceapa la mine, ia ceapa și lasă-mă, bă, deci acum voiam și o să de pe server, mă pusesem și eu în pat, nu la control, măcar dăm ceapa înapoi, că n-am alta și după aia îmi dai amendă. Zi, mă, Mariusica, care este faza, de ce ai venit la ora asta, gen, e, e, super târziu, nu mai e nimeni pe server, suntem doar noi doi, hai să stăm pe canapea, haolo, zi, bă, Mariusica, care este faza, bă, te rog eu mult că fix acum ieșeam și mă simt prost acum a ies, dar gen, mă pusesem un pat ca să ies. trebuie să facem cumva cu Ana, să o băgăm la pușcării. Stai, ce? De ce, de ce vrei să o bagi? Stai, adică bine, de ce vrei? Și eu vreau să o bag până la pușcărie, că e cam enervantă, că nu o mai suport. Exact, exact, asta ziceam și eu. Dar tu gen nu poți să o bagi gen la pușcărie, adică tu ești poliția, de ce îmi zici mie să nu prea pot? De, de, ce nu poți? Cum adică tu nu faci tu din cauza la hacker? Adică din cauza la hacker, de ce nu poți? Stai așa că nu înțeleg. Deci, bă, până acum ai făcut tot ce ai vrut tu. Gen, nu ești tu gen singurul din poliție, adică dacă e cineva care poate să o bagi la pușcărie, tu ar trebui să poți, nu? De ce? De ce nu te lasă hackerul sau ce? Nu mă lasă să bag persoane nevinovate la pușcărie? Pe păi cum bă, nevinovate? Cazi am venit la tine și ai văzut că mi-a furat, gen mi-a furat coșul de gunoi, mi-a furat și din frigider, adică chiar chiar fură adică hai să o băgă la pușcărie pur și simplu, că mai nervează și pe mine efectiv. Și bă, n-am nimic cu ea că e prietena mea, dar gen, cred că dacă ar sta puțin la pușcărie așa, s-ar învăța minte să nu mai fure, știi? Trebuie să fie motive mai grave. Bă, po bune că nu te lasă hackerul dacă nu e un motiv mai grav și ce motive mai grave. Adică gen, motiv poate să fie tot furtul, dar să fie gen să fure mai grav, nu? Adică chestii mai importante sau cum? Da, că și ăla e un motiv, adică dacă, dacă e regulă cu furatul, înseamnă că poate să fie și dacă fură ceva, dar ceva mai valoros, nu? Hmm. Ok, s-ar putea, putea să am un plan. Cred că am un plan.